Mă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni, la ultima ocazie de studiu din acest trimestru în care am explorat împreună tema legământului în Scriptură și astăzi vorbim despre cum este viața alături de Dumnezeu în noul legământ. Alături de mine se află Cătălina Tudorie, studentă în anul 3 la Facultatea de Limbi Străine, specializarea coreană-ebraică în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Mă bucur că ești cu noi. Mulțumesc mult pentru invitație. Îl avem și pe Robert Bolohan, student în anul 4 la Teologia Adventistă Pastorală în cadrul Universității Adventus. Bine ai venit, Robert! Bine v-am găsit! Aș vrea să încep prin a citi un verset din prima epistolă a lui Ioan, care spune în capitolul 1, versetul 4: și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. La ce se referă apostolul Ioan? Ce fel de bucurie este avută în atenție aici? Și care sunt condițiile pentru ca această bucurie să fie deplină? Pentru a înțelege mai bine contextul în care Ioan a ajuns să spună asta în versetul 4, aș vrea să citesc puțin din versetele dinainte și spune aici Ioan, începând cu versetul 1, că ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, iar apoi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și îmi dau seama că Ioan vorbește despre bucuria asta de plină în contextul în care el a avut o părtășie, în primul rând, personală cu Iisus Hristos atunci când a fost pe pământ. Și știm că Ioan era ucenicul iubit și ne dăm seama că părtășia pe care el a avut-o cu Iisus Hristos și în momentul în care Iisus a fost pe pământ, dar și după ce acesta s-a urcat la cer, a fost una foarte personală și profundă, în care el a reușit să înțeleagă mai bine și să cunoască părtășia asta și să ajungă la această bucurie de plină despre care vorbește aici în versetul 4. Și în momentul ăsta, Ioan vrea să împărtășească bucuria asta de plină după ce el a primit-o de la Iisus Hristos, după ce a înțeles-o, a introdus-o în inima lui, voia să împărtășească și celorlalți. Și prin epistolele sale, scopul său era ca lumina pe care a primit-o el și bucuria pe care a primit-o el să împărtășească tuturor celor care urmează să citească epistola lui. Da, și mă mai gândeam la o idee. Ioan a fost împreună cu Iisus pe perioada celor 3 ani și jumătate. A învățat de la Iisus și, după cum știm, era foarte apropiat de Iisus, avea o relație foarte apropiată. Și aș vrea să citesc un verset din Ioan, din epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și cine crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Această bucurie deplină despre care vorbește în 1 Ioan, versetul din 1 Ioan, cred că are legătură cu această viață veșnică pe care Iisus o promite. Și cumva este o paralelă între viața noastră pe pământ și viața veșnică din cer. Cumva o dimensiune dublă. Vorbim aici despre bucuria deplină pe care Dumnezeu vrea să ne ofere aici pe pământ, dar în același timp bucuria deplină pe care vrea să ne ofere în împărăția cerurilor. Vorbim despre bucurie și este clar că e un lucru important pentru Scriptură, pentru că se aduce în atenție lucrul acesta de foarte multe ori. Însă, aș vrea să explicăm, să detaliem care este locul bucuriei în viața creștinului. Ce ar trebui să credem despre bucurie și cum ar trebui ea să se manifeste, dacă ar trebui să manifeste în viața noastră, în lumina ceea ce înțelegem studiind textul Scripturii. Ne dăm seama că bucuria este importantă și prin faptul că este a doua din roadele Duhului. Și aici înțelegem din nou cât de importantă este bucuria și de multe ori noi tratăm bucuria și în calitate de creștini și ca oameni, bucuria mai mult ca un sentiment decât ca un fapt. Și da, este un sentiment, dar asta nu înseamnă că nu este bun, pentru că de multe ori spunem că sentimentele n-ar trebui să ne bazăm atât de mult pe sentimente, că nu sunt cele mai bune și ar trebui să folosim mai mult rațiunea. Însă, prin faptul că Dumnezeu spune și Dumnezeu încurajează bucuria, asta ne arată că bucuria de fapt este un sentiment pe care noi trebuie să-l trăim în viața noastră de creștini. Și îmi dau seama că, având în vedere ce spune Ioan în versetul 4,
bucuria lui a venit în urma relației lui cu Mântuitorul. Și cred că ăsta e cel mai important punct. E locul din care noi putem să preluăm bucuria și să o trăim în viața noastră de creștin. Nu putem vorbi de o bucurie deplină decât în momentul în care noi avem o relație cu Mântuitorul nostru, la fel cum a avut și Ioan. Și în urma acestei relații, în urma acestei părtășii, putem să avem și noi această bucurie deplină. Și atunci relațiile cu cei din jurul nostru, părtășia cu fratele nostru, cu prietenii noștri, va fi una total diferită și va avea în centru această bucurie, această bucurie deplină. Voiam să mă leg puțin de ce a zis Robert mai devreme. Faptul că foarte mulți oameni, în special creștinii, în momentul în care vorbim despre sentimente, prima reacție ar fi sentimentele nu sunt ok atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu. Totul trebuie să fie rațional, vorbim de decizii, vorbim de lucruri exacte, ori îl iubești pe Dumnezeu, ori crezi în Dumnezeu, ori nu crezi în Dumnezeu. Cumva, când pui o întrebare, îl iubești pe Dumnezeu, oamenii creștini nu se gândesc neapărat la sentimentul acesta pur care izvorăște din adâncul inimii, ci se gândesc la iubirea rațională față de Dumnezeu. Și o idee care aș vrea să o scot în relief este faptul că sentimentele nu sunt un lucru rău, ele doar trebuie ținute cumva sub control. La fel cum iubirea nu este un sentiment rău, Dumnezeu ne iubește pe toți și ne iubește în foarte multe feluri. La fel, noi când îl iubim pe Dumnezeu sau când ne exprimăm bucuria, nu trebuie să ne gândim că lucrurile astea trebuie să le fac rațional și exact. Noi suntem niște oameni cu sentimente, trebuie să ne exprimăm liber și trebuie să dăm drumul tuturor lucrurilor pe care le avem în interiorul nostru, în special bucuria. Și cum o să vedem și mai departe, nu numai sentimentul de bucurie trebuie să ne definească, va trebui să avem grijă și la sentimentul de vinovăție și la o mulțime de alt fel de sentimente, dar bucuria trebuie să fie o parte foarte importantă din viața noastră. Aș vrea să mai adaug ceva la întrebarea ta, Dani. Știu că într-un loc din Proverbe spune că o inimă veselă este un bun leac, dar un duh mângâit usucă oasele. Și mereu am înțeles din versetul ăsta că Dumnezeu vrea să fim bucuroși, vrea să fim fericiți și vrea ca bucuria noastră să fie deplină, pentru că asta, pe lângă multe alte beneficii pe care le are, ne ajută pe noi să avem o stare de bine fizică, sănătoasă. Tot apostolul Ioan spune lucrul acesta într-o altă epistolă de-a lui: prea iubitule, doresc ca toate să îți meargă bine și sănătatea ta să sporească cum sporește și sufletul tău. Și mă bucur că ai subliniat lucrul acesta. Ai amintit despre ideea de vinovăție și exact aceasta este următoarea întrebare, pentru că a trăi în nou legământ, a te afla într-o relație cu Dumnezeu de felul celui pe care o descrie Scriptura, are efecte pe multe planuri. Tu, Robert, spuneai despre planul fizic, am vorbit despre bucurie și acum vorbim despre sentimentul de vinovăție. Cum îl afectează relația cu Dumnezeu? Ce ar trebui să simtă un creștin sau să facă un creștin atunci când simte că este apăsat de conștiință, când se simte vinovat? Care ar trebui să fie atitudinea noastră, având în vedere tot ceea ce am învățat în acest trimestru despre neprihănire, despre credință și toate lucrurile acestea? Lucrul care ne ajută pe noi, creștinii, este faptul că avem speranța în Iisus, speranța iertării. Atunci când nu ai această speranță și nu ai această credință, este foarte greu. De ce spun asta? Pentru că în momentul în care faci o greșeală, o să rămâi marcat de momentul acela pentru tot restul vieții, practic. Și atunci, de fiecare dată când o să repeți acea greșeală, cumva se adună și se adună și se adună și nu o să mai poți trăi cu propria persoană. O să simți un sentiment de vină extraordinar de greu asupra ta. Dar în momentul în care ai salvarea prin sângele lui Iisus, știi că atunci când îți ceri iertare, poți să fii spălat de orice fel de păcat. Și acest lucru este cumva esența mântuirii. Faptul că în momentul în care tu decizi să îl ai pe Iisus în inimă, în momentul în care tu îți dorești ca Iisus să vină în interiorul tău și să cuprindă tot sufletul tău, El va lua vina din interiorul tău, El va lua păcatele, tu poți să trăiești fără vină, tu poți să trăiești fără păcat și poți să trăiești liber,
fără niciun fel de sentiment de vinovăție și asta este cel mai frumos lucru. Da, mi se pare foarte important să nu uităm de promisiunea lui Iisus Hristos și de faptul că prin sângele lui Iisus Hristos noi suntem mântuiți. Și îmi dau seama că de sentimentul de vinovăție e destul de greu să scapi în urmă, mai ales imediat după ce ai făcut o faptă pentru care te simți vinovat. E foarte greu ca chiar atunci să încerci să scapi de el. Și problema e nu că ne simțim vinovați chiar atunci după, ci problema e că rămânem în starea aia de vinovăție pentru mai mult timp, zile, poate chiar ani. Și în felul acesta îmi dau seama că jertfa lui Iisus Hristos, dacă noi în continuare simțim vinovați și rămânem în starea de vinovăție, pentru noi nu mai are nicio importanță, nicio relevanță. În schimb, Iisus Hristos a murit pentru ca noi să fim mântuiți, pentru ca El să spele păcatele noastre. E normal să păcătuim și tocmai de asta Iisus Hristos a venit pe pământ ca să restaureze starea păcătoasă în care suntem. Și am găsit un citat din Ellen White în Scrieri timpurii pe care vrea să-l citesc și spune aici că atunci când în inimă este hotărârea de a asculta de Dumnezeu, când sunt depuse eforturi în scopul acesta, Iisus acceptă dispoziția aceasta și efortul acesta drept cel mai bun serviciu al omului și el completează lipsa cu propriul său merit divin. Și problema e nu că noi păcătuim sau că suntem vinovați, ci că rămânem în continuare în starea de vinovăție, chiar dacă faptele noastre poate nu arată așa. Noi vrem să trecem peste păcatele pe care le-am făcut, vrem să fim mai buni. Și din citatul ăsta eu înțeleg că nu contează faptul că mai păcătuim din când în când, ci contează atitudinea noastră, contează că noi vrem să fim mai buni și contează că vrem să depășim toate păcatele și luptele cu care ne confruntăm. Am mai vrut să adaug o idee. Cumva noi ca oameni nu ne simțim bine dacă știm că am făcut o greșeală și nu plătim pentru ea aproape instantaneu sau cumva într-un timp foarte scurt. Și atunci aici intervine Hristos. Practic aici intervine El și spune: tu trebuie să-ți ceri iertare, eu intervin aici, eu iau păcatul tău. Nu, noi ca oameni spunem: ok, am greșit, cum pot să mă salvez cumva din situația asta? Cum pot să ies din problema asta? Și încercăm să ne plătim greșelile prin alte fapte. Dar deseori, faptele respective duc la din ce în ce mai multe greșeli. Și aici am avea un exemplu foarte bun. Toți oamenii care merg în pelerinaje, cumva ei cred că atunci când suferă, suferă pentru Iisus. Însă Iisus spune că eu voi suferi pentru voi, nu, voi nu trebuie să faceți nimic. Practic, mântuirea este gratuită, practic, sentimentul bucuriei, sentimentul iubirii din inima voastră, eu vi-l dau gratuit, voi trebuie doar să-l acceptați. Și cred că asta ar trebui să facem, să avem grijă să nu încercăm să plătim pentru păcatele noastre atunci când Hristos are puterea să plătească pentru ele. Pentru că asta nu este ceea ce noi trebuie să facem. Nu avem puterea, practic, să facem acest lucru. Îmi mai aduc aminte de un lucru pe care l-a spus Martin Luther exact de lucrul ăsta și el spune că atunci când privesc la mine, nu văd cum aș putea să fiu mântuit, însă atunci când privesc la Iisus, nu văd cum aș putea să fiu pierdut. Sunt niște idei tare frumoase, acestea pe care le-ați exprimat și mă bucur că sintetizăm așa frumos mesajul întregului studiu. La aceste daruri pe care Dumnezeu ni le oferă, vorbim despre bucurie, despre iertare, se mai adaugă o realitate pe care am abordat-o și cu ceva vreme în urmă în alte studii. Ideea aceasta că Dumnezeu scrie legea Lui în inima noastră și aș vrea să vă întreb ce înseamnă lucrul acesta și cum putem să ajungem în această situație fericită să avem legea Lui Dumnezeu scrisă în inima noastră. Nu cred că trebuie să facem ceva pentru a ajunge acolo, pentru că doar prin faptul că ne numim copii ai Lui și am fost creați de El, asta e dovada, singura dovadă de care avem nevoie pentru a afirma faptul că, da, în inima noastră este scrisă legea Lui Dumnezeu. Și legat de asta,
lucrul care îmi vine în minte mereu când mă gândesc la faptul că în inima noastră este scrisă o lege, este acel moment în care Satana a încercat să-i convingă pe îngeri că legile lui Dumnezeu nu sunt bune, iar ei în momentul acela au fost șocați pentru că ei nu știau că există o lege. În schimb, ei făceau din fire toate lucrurile bune și îl slujeau pe Dumnezeu cu iubire și devotament, chiar dacă ei nu știau toate acele legi, nu aveau o listă de legi pe care să le respecte. Ei făceau tot ceea ce trebuie, dar fără să știe că există o lege, pentru că legea se afla în inima lor. Da, și de atâtea ori în Scriptură, chiar și în Vechiul Testament, în momentul în care izraeliții au primit legea pe muntele Sinai și mai departe, practic ideea pe care Dumnezeu le-o transmitea prin oamenii care îi conduceau, prin profeți mai târziu și așa, era clară: voi pune legea mea în inimile lor. Și le cerea: puneți, săpați în inima voastră legea mea. Practic, tablele respective și la fel Biblia pe care o avem noi acum, cele 10 porunci și toate celelalte lucruri frumoase din Scriptură, nu sunt nimic dacă noi nu le punem în inima noastră, dacă noi nu acceptăm că ele au fost puse de la început în inima noastră și Dumnezeu a pus acolo în noi un lucru foarte special, legea Lui. Doar că atunci când ne împotrivim legii Lui Dumnezeu, nu putem să trăim decât după o altă lege. Și nu există spațiu aici de mutare. Există ori Dumnezeu, ori partea cealaltă. Și de asta e foarte frumos că Dumnezeu de la început a făcut planul ca omul să se nască cu legea lui în inimă. Dar lucrul pe care noi trebuie să-l facem este să acceptăm lucrul ăsta și după aceea să punem în practică, să spunem și altora și tot așa mai departe. Legământul în care ne aflăm este un legământ cu o mulțime de binecuvântări pentru viața prezentă și avem parte de o viață împlinită dacă îl urmăm pe Dumnezeu și dacă păstrăm o relație cu El. Însă, probabil, lucrul la care ne gândim cel mai des nu este viața aceasta, ci este viața viitoare. Probabil acesta este și motivul pentru care mulți oameni vin la Dumnezeu, pentru că le oferă o promisiune a unei vieți eterne, ceea ce o filozofie seculară nu poate să facă niciodată. Și aș vrea să vorbim despre lucrul acesta. Ca ucenici al lui Hristos, creștini, membrii ai familiei lui și beneficiarii noului legământ, care sunt făgăduințele pe care Dumnezeu ni le oferă cu privire la viața veșnică? Făgăduința care îmi place cel mai mult cu privire la viața veșnică și care pe mine mă încurajează și mă împlinește de fiecare dată și mă liniștește, se găsește în Ioan 17:3 și vreau să o citesc. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mie versetul ăsta nu spune doar ce este viața veșnică, ci îmi spune și ce trebuie să fac pentru a gusta viața veșnică începând de acum, din momentul ăsta, de când sunt pe pământul ăsta care nu este veșnic, și anume să rămân în părtășie și în comuniune cu Iisus Hristos și cu Tatăl Lui. Și dacă fac asta, știu că nu trebuie să mai aștept viața veșnică și să plâng pentru că pământul ăsta este trist și plin de tot felul de păcate și de urmările Lui, ci știind că Iisus Hristos locuiește în inima mea, în momentul ăla pot să spun că viața veșnică deja a început și nu mai am nevoie de altceva, nu trebuie să mai gândesc neapărat la viața veșnică viitoare, pentru că viața veșnică se află în cunoașterea lui Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl. Da, mă gândeam la tot așa la un text care îmi place foarte tare în Ioan 10:10. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Lucrul care cumva mi-a tras atenția în acest text este faptul că atunci când noi nu primim viață din belșug, cumva toată această idee este comparată cu momentul în care ni se fură ceva. Nu e vorba de a primi un dar, ci este vorba de a avea ceva ce noi deja dețineam înainte. Și în momentul în care noi nu mai avem viață din belșug, nu ni se retrage un dar, ci ni se fură ceva ce noi aveam, ceva ce deja ni s-a oferit. Și tot așa, și Biblia e plină de făgăduințe, de promisiuni și de versete din acestea extraordinar de frumoase. Dumnezeu ne spune clar
vă dau viață din belșug, vă dau să o aveți, este în voi, trebuie să o acceptați. Și atunci când noi nu acceptăm, nu e ca și cum nu primim darul, e ca și cum cineva vine și ne-o fură. Și în momentul în care cineva vine și îți fură această viață din belșug, nu ai cum să fii complet, nu ai cum să zici, eu trăiesc viața de pe acest pământ în plinătatea Duhului Sfânt. Nu ai cum să zici chestia asta. Și cumva viața de pe pământ, așa cum ne-a fost dată să o trăim, este o cumva o încercare a vieții din cer, un fel de moment de pregătire. Aici este începutul și acolo va fi adevărata viață. Dar ar trebui să nu fie nicio diferență. Ar trebui să începem de aici și să ne obișnuim cumva să trăim așa cum Dumnezeu ar vrea, din belșug, cu binecuvântările pe care El ni le trimite. Să nu respingem aceste lucruri. Dar cum putem să facem lucrul acesta? Adică știm că avem viață din belșug pentru că Scriptura ne spune lucrul acesta. Știm că avem viața veșnică pentru că Scriptura ne spune că o avem. Dar nu e foarte evident. Adică nu vedem viața asta, nu putem să punem mâna pe ea. Și e foarte clar că sunt o grămadă de lucruri despre care Scriptura vorbește și sunt invizibile, cel puțin. Unii ar spune că nici măcar nu există. Și așa, să vă întreb personal, cum faceți voi, cum procedați voi ca să vă bucurați de binecuvântările legământului încă de pe acum, de această viață veșnică, de comuniunea cu Dumnezeu și de toate celelalte binecuvântări despre care Biblia spune că putem să avem parte. Dar cum faceți voi ca acum să vă bucurați de ele? Când vorbim teoretic, e foarte simplu. Toți știm chestia asta. Când ajungem la partea de practică, e puțin mai complicat. Eu personal, în special când am foarte multe lucruri de făcut, sunt foarte stresată, am multe lucruri pe cap, cu toate că evident ar fi să dorești să fii singur, și să stai și să-ți iei timp să le rezolvi, să stai să-ți iei timp să fii singur cu tine și să-ți pui lucrurile cap la cap. Un lucru pe care eu încerc să-l fac este să-mi iau timp să vorbesc cu Dumnezeu. Și recunosc, uneori, eu personal simt că nu sunt vrednică să fac lucrul ăsta pentru că sunt plină de grijile lumii și atunci Dumnezeu nu are ce căuta în viața mea. Nu neapărat că nu vreau să-L primesc acolo, ci simt că aș păcătui mult mai tare dacă l-aș primi atunci în viața mea. E ca și cum tu vrei să primești pe cineva în casă, dar tu n-ai făcut deloc curățenie acolo. Ai lăsat dezordine și... dar îl primești cu brațele deschise și zici bine ai venit. Uneori așa mă simt. Însă lucrul pe care, cumva, idealul la care aș vrea personal să ajung este să îl chem chiar și atunci când nu sunt în stare să fac curățenie în locul în care locuiesc sau metaforic în viața mea. Cred că ăsta este un lucru care denotă curaj. Să-L accepți pe Iisus chiar și atunci când te simți cel mai jos, cel mai murdar, cel mai păcătos. Și dacă vom face acest lucru, cred că bucurile și aceste binecuvântări o să vină pas cu pas și o să le primim pas cu pas. Dar bineînțeles, o să fie și coborâșuri și urcușuri. Dar asta nu trebuie să uităm, să-L primim pe Iisus chiar și atunci când simțim că nu merităm asta. Iisus ne spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Sună foarte bine versetul ăsta, însă îmi dau seama că de multe ori și personal, de multe ori atunci când ne simțim departe de Dumnezeu sau atunci când avem probleme și când suntem într-o stare de aia mai rea, mai negativă, e foarte greu să punem în practică tot ceea ce am vorbit mai devreme, adică să mergem la Iisus Hristos, să avem părtășie cu El, să avem acea comuniune și acea bucurie de plină și pace prin Iisus Hristos. Personal, cred că e o luptă să faci asta și cred că necesită puțin efort din partea noastră, din cauza păcatului nu e atât de natural ca să intrăm în comuniune cu Dumnezeu. Și singurul mod prin care putem face asta e să păstrăm comuniunea cu Iisus Hristos și chiar și atunci când simțim că nu putem să mergem la Iisus Hristos și că suntem prea slabi și prea păcătoși și prea jos, totuși aici dispare simțământul că suntem gata să mergem la Dumnezeu și apare decizia. Doamne, știu că
viața mea nu arată cel mai bine acum. Știu că sunt slab și tu știi că mie mi-e greu să fac un pas spre tine, însă vreau să fac asta și te rog pe tine să mă ajuți. Și cred că fiecare dintre noi ne luptăm într-un fel cu asta și simțim că trebuie să o facem. Îmi aduc aminte de ceea ce spunea Pascal, cred, că în inima fiecare dintre noi se află un loc în formă de Dumnezeu, iar El este singurul care poate să umple acel loc. Și atunci când Dumnezeu umple acel loc, chiar dacă noi nu ne simțim pregătiți să-L acceptăm, totul se schimbă și bucuria noastră este deplină. Însă este important să nu renunțăm, să luptăm și să luăm această decizie în fiecare zi. În legătură cu lucrurile pe care le-ați prezentat atât de frumos, îmi aduc aminte de ideile pe care le-am dezbătut săptămâna trecută și despre importanța pe care am arătat cu oare credința. Atunci când trăiești în lumea în care trăim noi, trebuie să-ți exerciți credința în fiecare zi, pentru că e destul de clar că realitățile biblice nu sunt vizibile, așa cum spuneam, și trebuie să te bazezi pe făgăduințe. Trebuie să te bazezi pe ce spune Iisus, că va fi cu tine, să te bazezi pe faptul că Iisus ți-a spus că ai viață veșnică, să-ți exerciți credința când îl chemi în viața ta, când îi dai locul să vină, să facă curat, să te schimbe, să-ți ofere pacea și Duhul Sfânt. E foarte important să ai credință. Toate lucrurile acestea, toate binecuvântările pe care le promite pot să fie ale tale prin credință. Și da, e greu. E greu, cum ai spus, Robert. E dificil, dar e și foarte frumos. Și am vorbit despre aceste daruri, dar vreau să vorbim și despre misiunea pe care o avem în nou legământ. Pentru că, în calitate de creștini, suntem foarte privilegiați. Dumnezeu ne oferă tot ce avem nevoie și vrea să ne dea mai mult decât cerem și ne gândim noi. Dar avem și o misiune. Nu ne putem bucura în solitudine, nu ne putem bucura singuri. Care este misiunea noastră ca beneficiari ai noului legământ? Cred că în momentul în care, la fel ca Ioan, reușim să avem acea bucurie deplină prin părtășia cu Iisus Hristos, misiunea noastră devine una naturală, împărtășirea luminii. După ce Ioan a primit toată acea lumină de la Iisus Hristos și după ce a primit toată acea dragoste și bucurie din comuniunea cu El, lui a fost natural să o împartă și celor din jurul lui și a fost natural să scrie despre asta și să încerce ca pentru toți oamenii care intră în contact, El să fie acea lumină și să împărtășească acea bucurie de plină. Și cred că asta este misiunea pe care o avem și noi. Și dacă este așa, atunci misiunea pe care o avem nu mai este una în care una pe care ne e greu să o facem, pentru că totul pleacă din comuniunea noastră cu Dumnezeu și în momentul în care avem acea comuniune cu Dumnezeu, misiunea noastră, adică aceea de a împărtăși lumii ceea ce noi primim de la Iisus Hristos, va fi ceva natural. Efectiv, e scris în firea noastră să facem asta și este imposibil ca atunci când noi avem această lumină să nu putem împărtăși celor din jurul nostru. Chiar dacă nu spune nimic prin faptul că vorbim cu oamenii sau prin faptul că ne uităm la o persoană, prin faptul că Iisus Hristos locuiește în inima noastră, ei vor vedea și vor simți asta. Și având în vedere ce am spus, misiunea noastră este să aprofundăm acea părtășie cu Iisus Hristos în fiecare zi. Iar de acolo va pleca tot ce avem nevoie și Iisus se va folosi de asta pentru tot ce are El nevoie din partea noastră. În timp ce Robert vorbea, mi-am adus aminte de un moment pe care l-am trăit cu ceva timp în urmă. Eram în Israel și era foarte întuneric afară, era probabil 11 noaptea și la un moment dat când m-am uitat în depărtare, eram în deșert și când m-am uitat în zare, se vedea o lumină foarte puternică în cer. Pe pământ nu se vedea absolut nimic și se vedea așa un fel de cupolă de lumină care se dispersa și stăteam și mă uitam și m-am uitat la ceas pentru că luna era în partea cealaltă, eram sigură că e destul de târziu, n-ar avea de unde să apară lumina asta. Și m-am dus și am întrebat pe unul din oamenii cu care eram acolo care-i treaba cu lumina asta, de unde vine? Și zice, e un orășel la câțiva zeci de kilometri mai departe. Și am rămas puțin mască, n-am avut ce să zic. Și în momentul respectiv mi-am dat seama că atunci când
este întuneric complet în jurul tău. Dar dacă tu ai lumină, oricât de departe ai fi, dacă tu ai o luminiță foarte, foarte micuță, chiar dacă abia ai început să-L descoperi pe Iisus, acea luminiță în întunericul din jurul tău o să se vadă de la depărtare. Și la fel cum m-a lăsat și pe mine fără cuvinte momentul acela, la fel îi poți lăsa și pe cei din jurul tău cumva impresionați atunci când află de dragostea și de harul pe care îl pot primi prin Iisus Hristos. Chiar de curând am citit o frază care spunea că tot întunericul din univers nu poate să stingă lumina unei singure lumânări și, da, cu cât e întunericul mai mare, cu atât lumina, oricât de mică, se vede mai puternic. Așadar, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și voi sunteți lumina lumii. Deși uneori pare că am uitat lucrul acesta, însă putem să fim lumina lumii. Suntem pe final de emisiune și suntem pe final de trimestru și am învățat o grămadă de lucruri în toate aceste ocazii și am învățat că Dumnezeu ne consideră foarte importanți, atât de importanți încât Fiul Lui a venit și a murit pentru noi. Am învățat că Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră cu legământ și vrea să ne aducă înapoi la o relație cu El. Și avem atât de multe binecuvântări și bucurie pentru că suntem în acest legământ. Acum, aș vrea să vă invit să răspundeți unei provocări, să lăsați o idee de final, nu doar de emisiune, ci o idee de final de trimestru ascultătorilor noștri, cu care ei să rămână și care să-i ajute în umblarea lor de creștini, în umblarea lor de oamenii care beneficiază de acest legământ, o idee care să le lumineze gândurile în zilele următoare și care să-i ajute să se întoarcă către Scriptură. Ceva care v-a impresionat din studiul de săptămâna aceasta sau din studiul din întreg trimestrul și care credeți că merită menționat. Chiar dacă nu am citit acest verset nici în studiul acesta, nici în studiile precedente, dacă cumva ne vine întrebarea în minte cum reușesc eu atât de murdar și atât de păcătos să scap de vinovăție și să-L las pe Iisus în viața mea, tot Biblia răspunde la acest lucru și ne spune pot totul în Hristos care mă întărește. Atunci când nu știm ce să mai facem și simțim că nu mai avem putere, simțim că nu mai putem să mergem înainte, aș vrea să rămânem cu această frază în minte și să ne răsune ca un clopoțel de fiecare dată când ne simțim doborâți și nu mai putem să ne ridicăm. Pot totul în Hristos. Hristos este cumva singurul răspuns la toate întrebările acestea. Și dacă o să-L ținem de partea noastră, El niciodată nu o să ne lase, dacă o să-L ținem de partea noastră, o să reușim să trecem peste și o să reușim să fim biruitori în orice ar veni asupra noastră. Aș vrea să continui ideea ta, Ina, cu ideea care răsună din cuvintele lui Iisus Hristos și din viața Lui. Credința ta te-a mântuit. Da, pot totul lui Hristos care mă întărește, însă credința este cea care mă va ajuta să accept toate făgăduințele Lui, mă va ajuta să le cred și atunci când voi fi dărâmat și voi primi la făgăduințele Lui și voi privi la ceea ce a spus El, la faptul că El mă întărește și că slăbiciunea mea va fi desăvârșită prin puterea Lui, prin faptul că eu cred asta și rămân în părtășie cu El, atunci bucuria mea va fi deplină. Însă cel mai important e ca eu să cred, efectiv să cred, chiar dacă sunt poate și motive pentru care să nu cred ceva sau sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Important e ca eu să cred în făgăduințele pe care le am deja și în lucrurile clare pe care le-a spus Iisus. Iar lucrul ăsta mă va ajuta să rămân stabil și în comuniune cu El, indiferent de starea în care mă aduc, circumstanțele și lumea păcătoasă în care trăiesc. Mulțumesc mult, amândurora, pentru ideile prezentate și mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi aici împreună să studiem acest ultim studiu al trimestrului. Dragi prieteni, uneori, atunci când citim Scriptura, pare că se vorbește acolo despre lucruri total iluzorii. E adevărat însă că sunt lucruri din altă lume, nu sunt iluzorii, sunt doar din altă parte, sunt din lumea lui Dumnezeu, însă avem toate motivele să le credem. Dumnezeu este Cel care ne așteaptă să intrăm în acest legământ cu El, Dumnezeu este Cel care ne oferă mii și mii de daruri
toate în persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Vă încurajez să acceptați invitația lui Dumnezeu de a fi prietenii Lui și să rămâneți întotdeauna studenți ai Cuvântului.